Vă salut, fraților, ce bine m-am găsit la un nou clip de pe Mediul Noi Baltic. Eu sunt Dacre și înainte de acest episod să înceapă, v-aș ruga foarte mult să nu uitați să apăsați acel mic buton de like, să vedem dacă putem să strângem 200 de like-uri pentru acest clip. Am văzut că seria este super, super urmărită și chiar apreciez toată susținerea, fraților. Deci chiar e o susținere enormă pentru această serie. Bine, este și ceva altceva față de toate serverele care se joacă de pe parcursul acestui timp. În orice caz, bun, azi vreau să dau un rubin. Deci am eu un rubin antic. O să dau două bărțări de argint. Hai, stai așa, paradis. Hai, alchimist, mapa shop. Bun, deci o să dau la rubin. Poate facem un rubin full. Ar fi ca lumea. Deci chiar ar fi ca lumea. O să vă arăt și contul pentru evenimentele care vor urma săptămâna asta. Și by the way, dacă nu știți ce evenimente vor urma săptămâna asta, deci cred că trebuie să știți, sunt, deci fiți atenți, pe data de 7-a 4, adică azi, de la 9 până la 1 noaptea, eveniment cufăr celeuri, după aia pe 8 cufăr celeuri, după aia pe 9 celeuri și pe 11 celeuri, deci 4 evenimente cele, băi, frate. Ok, paradis, ia de aici, frate, două bărțări de argint plus 9 pe rubin antic. Hai să verificăm și noi puțin baba. Dacă va merge, bă, o să fie super, deci super, super. De full nu mai zic nimic, nu cred că o să-mi iasă mie full. La cât noroc am avut în ultima perioadă, nu cred că o să-mi iasă full, dar totuși trebuie să verificăm, trebuie să încercăm și noi, pentru că altfel un rubin o să ne coste extraordinar de mult. Am 18 blonuri de tigru. Și e perfect, cât de cât norocos, hai că e bine. Deci cu 18 blănuri de tigru, eu zic că e bine. Deci încă două și termină și misiunea aceea. Mamă, bă, băiatule. Ai șuat, bă, rubinul. Bă, ce căcat. Of. Direct ai șuat și nu mai putea să zice nimic. Un mega... mega ghinion, deci total ghinion. Mă așteptam la un rubin legendar, măcar gol, sincer să fiu. Dar aia, hai să vă arăt și contul pentru celeuri. Ok, ia să luăm de aici cam tot ce avem nevoie. Am și scutul ăsta plus 7, ia să verificăm baba și pe acest cont. Apoi o să facem o prezentare a contului și mergem să facem și cioburile. Am auzit că sunteți clar văzătoare. Cât de cât norocos e aici. Am înțeles. Hai mă, măcar ăsta să meargă. Măcar la plus. Aoleu, ai șuat pentagonul la plus. Și nu cred că mai am talismane. Nu cred că am talismane cu plus. Fără plus, stai așa două secunde să verific pe celălalt cont. Ok. Mamă, ce zi ghinionistă, bă. Chiar zi foarte ghinionistă. Dar... bă, nu risci, nu câștigi, știi cum e până la urmă. N-ai ce să faci. Ia să vedem, talisman de gheață. Deci am aici toate talismanele de gheață pentru business. Nu uite că chiar nu mai știu la ce preț a ajuns un talisman în momentul de față. Nu văd pe aici să fie vreun talisman necunoscut. Deci o să presupun că nu am. Stai să vedem câte mai am exact. Deci 10, 11, 12, mai am și în depozit câteva, 13 chiar. 13 chiar, bă, hai că stăm bine pe capitolul talismane. Am făcut bine bișnița, ce să zic. O să-mi duc contul direct în serie 3, pentru că azi la ora 9 urmează un live forță, fraților, pe care, de fapt, la care vă aștept în număr cât mai mare. Hai să vedem și noi cum rezistăm în serie 3 cu acest cont. Alchimist puterea ochiului, pentru că trebuie să termin și cioburile în decursul clipului de azi. Am luat mănuștul harp full. Ok, cred că celeurile vor avea un preț execrabil de mare, sincer. Valea șerpilor. Stai așa puțin, cred că am aici cine le teleport. Muntele Suhan, trimița pe angelor 1. Perfect. Deci sunt mai mult ca sigur că... celeurile vor avea un preț destul de mare, pentru că 200 de manti, fraților, nu o să, deci chiar nu o să vă vină să credeți, dar prețul per 200 de manti este de 25 caca în momentul de față pe server. Un preț
incendiar, dacă mă întrebi pe mine. Deci, n-ai cum așa ceva. Am aici elixir M. Două secunde să verific dacă mai pot să mai iau încă unul acum. Obiecte preferate, obiecte noi, obiecte cu monede de tigru. Ca să mai iau încă un elixir. Perfect. Într-o zi pot să mai cumpăr încă un etichet de la bateria royală, să le iau și pe ăsta. Și nu mi-a dat primele pentru bătălia royală, bă, frate, urât asta. Chiar urât asta. Ar fi trebuit să mi le dea. Ok. Bun, hai să intrăm aici, bă, filmează. Ok, hai, gata. Mamă, mă și speresem, dacă nu filma, era clar, am dat rubin la antic și să nu meargă. Deci, avem licor de viteză, ca lumea, licor atacului plus 20. Energiile speciale pentru celeuri, deci o energie de 10 și 2 energie de 7 am, eu din punctul meu de vedere ar trebui să fac peste 2000 de celeuri. Sau cel puțin așa aș vrea să fac. Haideți să vă fac o mică prezentare până atunci a itemelor, până când ajungem în serie 3. Deci, FMS-ul plus 9, medie 38, 6 orci. FMS decent. Talisman de foc plus 1 cu 20% insecte. O să testăm imediat diferența de damage cu și fără talisman. L-am făcut și plus 1, deci am avut două talisman de foc plus 0. Credeți-mă, asta chiar ajută enorm. Plasă o fantomă plus 6. Stai că am uitat. Am uitat petul cu mob, dar nu e nicio problemă pentru că o să mergem oricum după ce termin joburile în map 1. Nu știu dacă o să termin episodul de azi, dar în fine. Vedem cam cum se fac joburile pe server. Cu rata de 200% XP și 50% drop în plus. În fine, să revenim. Deci armură 2K, 15 foc, 1 daune. Coif, 15 foc, 10 fulger. Scut pentagon plus 6, imun, 6 int, 3 semi, 10 animale. Un pentagon foarte decent. Brățară de aural plus 9, 15 foc, 20 vampiri. Foarte bună și asta. Cercei de abanos 20 drop, pentru că nu am nevoie de mai mult. Mă rog, mai am 3 bonusuri pe ăștia, știți și voi că i-am luat la 90 kk. I-am găsit bine la preț și cam aia a fost. Colier de lemn plus 7, 1500 PV. 3 daune PM, 6 sabie, regenerare PV 8. Nu cine știe ce. Uite, ce facem asta? Nu știu că bate cu Heku. Nu bate cu Heku. Nu ai să mob în cameră, era și culmea să bat la nivel 70 cu Heku. Deși am mai văzut cazuri. Și pantof de bambus plus 7000 PV. Desigur am și acadeaua pentru un damage mărit. La eveniment o să bag și un attack site, așa că damage-ul va crește considerabil din punctul meu de vedere. Hai să încerc prima oară să-i bat pe ăștia odată fără elixir, să văd dacă aș reuși să duc camera fără nimic. Hai să pun și o mânușă, pentru că trebuie să fac ciocurile rapid. Bă, din punctul meu de vedere nu mă scad ca lumea. Ia stai să văd damage-ul fără... nu, mă scad puțin. Într-adevăr mă scad. Deci damage-ul fără a cadea. De asta îmi dau ăștia atâta. Totuși am nivel 50 până la urmă. Am pus și mânușa. Deci am pe mine în momentul de față 400% drop. Cred că e mai mult decât ar trebui. Uite și tu cum cresc cu 480 XP. Oricum damage-ul o să crească și pe partea asta. Adică o să crească considerabil, bineînțeles, pentru că o să-mi pun și petul cu 15% mobi, adică iepurașul. Dar ce nu-mi place mie momentan pe server, din punctul meu de vedere acum, mi se pare că e cam slăbuț așa puțin dropul la cioburi, nu știu de ce. Deci chiar nu știu de ce, uite, un ciob. Eu mă gândeam că o să fac 5 cioburi, pe cam așa, uite mă, acum a dat mai multe, ce drept, acum a dat chiar mai multe. Nu știu de ce era, de ce a fost așa slăbus drop-ul prima lură, dar chiar mi s-a părut mult prea slab pentru adevăratul potențial, să zic așa, al serverului în momentul de față. Pentru că săptămâna asta ar trebui să stai să farmezi
forță, bă, deci săptămâna asta chiar o să stăm să farmăm continuu live-uri non-stop la toate evenimentele de cele. Sper să mai am bani de mante, să vedem cum fac bani de mante, că altfel, ia uite, cred că am făcut 10 cioburi, 11 cioburi pe lor asta. Deci foarte, foarte, foarte tare, bă, și foarte bine. Deci se bate super lejer. Ok, nu iau camera asta. Uite, gemele sunt libere cumva? Bă, dacă ar fi gemele libere... Uite, hai că nu bate nimeni în ele momentan, chiar că e unul de 103 aici, care văd că și-a cam luat camera. Jaisi, asta e din breasla lui Pepe. Deci, sunt ăștia care, să zic, în ghilimele au pus monopol pe server, la momentul de față, pentru că oamenii au P-uri deja. Deci, ce să zic, o să fie greu să ne punem cu ei. Dar bine, Paradis, poate să... Există posibilitatea ca eu cu Para în viitor să ne băgăm tare pe ei, pentru că un sur arme cu Perisipa și Waru Aura, eu zic că ar trebui să le facă ceva probleme. Așa, ia să vorbesc cu Para să văd ce cameră și-a la celeuri. Ia, stai așa, Paradis. Ce cameră îți iei la cele? Că presupun că farmează mai mult ca sigur. Și pe Fulger și pe Magie este diavol. Mamă! Cum au intrat? Mă pun și eu lângă tine. Să nu mă rup ăștia pe farmer, că e groasă. Așa. Trebuie să întâlnă roata. Mitică? Oh my god, bă! Bă, Para, nu cred, ai terminat mitica, frate? Mamă, bă, băiatule. A rupt, deci a rupt normele, frate, Paradis. Pe server, n-ai ce zice. Deci chiar n-ai ce zice. Rubinul clar. Paradis deja în a treia stăună de server e PvP. Ești nebun și eu mă chinui cu farmerul de SD3. Ce să faci, mă? Ca asta clar. Mai ales pe 3CH-uri. Deci pe 3CH-uri și la câți players stai aici, de toți suntem recomandați, mai vin și ăștia cu Bobu. De fapt, toate CH-urile sunt recomandate, mai vin și cu Bobu. Din punctul meu de vedere, chiar o să fie gherlă. Oricum, faza asta cu CH-urile, frate, o să se schimbe. Deja se vorbește de faptul că sunt mult prea multe CH-uri pentru... Mult prea puțin CH-uri, doamne, era bine să fie mai multe. Pentru atât de mulți player, pentru că lumea s-a așteptat să intre doar cei din Polonia, doar că am intrat forță și noi pe ei. Și chiar nu am intrat oricum, fraților. Adică multe persoane chiar au rupt norma aici, dintre care eu, Paradis și alții de pe comunitate, vă știți foarte bine. Și vă aștept pe toți pe server, fraților, dacă vă place hardul. Ce să zic, din nou, lumea nu s-a așteptat și mă bucur într-un fel că am reușit într-un final să facem și noi un server pe care nu sunt doar la care nu sunt atribuiți o singură nație, frate, de oameni. Adică cum e Tiger Ghost, de exemplu, mă, se zice că e internațional, dar pe dracu, că sunt doar români și ce mai vezi acolo, un spaniol la Tamalo, hai, sau nu mai știu ce naiba mai era, în orice caz. Ce să zic, acum chiar suntem și noi mai multe nații pe un server, într-adevăr, era și cauza să se mai facă niște servere, în ghilimele, internaționale, pentru că internaționale nu sunt 100%, pentru că dacă erau 3 nații, de exemplu, bine, nu știu dacă mai sunt și alte nații pe lângă polonezi și români pe server în momentul de față, doar că dacă erau și mai multe, era și mai fain, băi, și poate în viitor, când o să
când o să se vrea chestia asta, cu ce toți monștrii okay, am și asta, când o să se vrea chestia asta, cred că o să ne băgăm tare de tot pe ei și nu numai noi, fraților, nu numai noi, cei de pe comunitatea noastră și cei mai mulți români, pentru că, într-adevăr, mi-a fost greu să promovez serverul ăsta singur, doar că, bă, cu ajutorul vostru, fraților, am ajuns la 3250 de abonați, ne apropiem de 3300 și, by the way, aveți butonul de subscribe dacă vreți să mă ajutați pe mine. Și comunitatea noastră o să ajungem la 10.000 de abonați. Cam ăsta ar fi planul, visul meu, mă rog, pe parcursul acestui an. Și de asta nu mă opresc din făcut conținut niciodată. Și orice punct gros aș avea, oricâte eșuări ar fi, oricâte failuri ar fi, și pe partea de vlog, by the way, aveți și canalul de vlog în descriere, orice fail, bă, trebuie să trecem cu brio peste el, pentru că altfel, dacă la fiecare eșec, așa în ghilimele, mă rog, în ghilimele eșec, ne-am dat bătuți, nu, n-am face absolut nimic. Visele, frate, nu au scuze. Deci, na, când visezi la ceva, trebuie să te focusezi neapărat pe scopul ăla și să uiți de absolut toată lumea. Bine, nu zic că asta e foarte, foarte sănătos, doar că eu sunt atașat maxim de visul ăsta și cred cu tărie că cu ajutorul vostru, fraților, și prin tot contentul pe care îl facem, o să ajungem la suma respectivă. În fine, mă rog, ziceam că o să se bage mai multe persoane pentru că a fost destul de greu să promovezi singur serverul. Nu știam dacă pot să vă băgați cu mine, doar că multe persoane, bă, chiar extraordinar de multe, la sondajul ăla cu Baltic, cred că au fost peste, și nu vreau să exagerez în momentul de față, dar peste, stai să dau un număr, peste 800 de răspunsuri, adică, fraților, se vede că v-a plăcut inițiativa asta de server și mă bucur. O inițiativă care s-a și materializat de altfel. Legat de serverul Vanilla, nu știu ce o să mai fie cu el. Pentru că atât... să vă arăt și skin-urile. Deci, 2K5 pătrundere, 1K10 foc și freză cu 15 foc. Atât Didi cât și Half-Op au luat în vedere răspuns numărul.